Ostașii conflictelor de pe Nistru, Afganistan și cei care au participat la lichidarea consecințelor de la Cernobâl au fost comemorați la Șoldănești. După depunere de flori și discursuri la monument, autoritățile publice locale de aici au organizat un concert în memoria luptătorilor. Onorată asistență, în urma unei decizii comune ale liderilor organizațiilor teritoriale șoldănești, ale veteranilor războiului din Afganistan, războiului din Transnistria și participanților la înlăturarea consecințelor avariei de la Cernobâl, s-a hotărât că astăzi, în ziua de 22 februarie, să desfășurăm o acțiune comună de comemorare a eroilor căzuți. Vreau să invit la microfon președintele Raionului, domnul Alexandru Relițchi. Onorată asistență, stimați și dragi combatanți care ați participat la luptele pentru independența și suveranitatea Republicii Moldova, stimați veterani a războiului din Afganistan și stimați participanți la lichidarea catastrofei din orașul Cernobâl. Eu tot la rândul meu susțin această frumoasă inițiativă de a desfășura acest eveniment de comemorare a celor căzuți, anume în așa componență și necătând că datele sunt diferite. Au trecut la 15 februarie, s-a împlinit 25 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. La 2 martie va fi 22 de ani de la conflictul armat din Transnistria și pentru aceasta desfășurăm acest eveniment, anume la acest monument din orașul Șoldănești. Din start vreau să și în toți anii începem cu aceea că ne cerem scuze de la familiile celor căzuți, care au căzut pe câmpul de luptă și mai simt și azi mame, surori, frați, soții care le simt lipsa și trăiesc cu durere în suflet. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au participat la toate aceste evenimente și să le mulțumim pentru, aș spune, fapta eroică care cu devotament a săvârșit-o pe câmpul de luptă. Acest conflict de pe Nistru, practic, a fost început din 1990, de când a fost așa numită declarată independența Republicii Moldovenești-Nistrene, care pe urmă a trecut într-un conflict armat pentru independența și suverenitatea Republicii Moldova. La acest conflict armat au participat cei mai buni, cei mai tineri, ficiori ai pământului nostru. La acest eveniment au participat 29.000 de persoane, dintre care au rămas pe câmpul de luptă 387 de persoane și mai mult de 300 au rămas invalizi. Și din raionul nostru au participat 358 de tineri, care de asemenea 21 s-au întors răniți,
3 au devenit invalizi și 8 au căzut pe câmpul de luptă. Vreau să vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut în 1992, pentru că, datorită dumneavoastră, Republica Moldova azi este un stat suveran și independent. Aș vrea să spun câteva cuvinte și despre războiul din Afganistan, care, după cum a fost menționat, au trecut 25 de ani de la retragerea armatei de pe teritoriul Afganistanului. Acest război a durat 10 ani. A început în 1879, s-a terminat în 1898. 79 până în 89. Și la acest război au participat peste 12.500 de moldoveni, dintre care 301 s-au întors acasă în secrie de zinc. Peste 3 au dispărut fără veste și aproape 300 au rămas invalizi. Expansiunea sovietică de pe atunci au mobilizat sute de mii de tineri care au fost duși într-o țară străină, au luptat pentru un război fals, pentru o cauză falsă. Din păcate, v-am spus că în acest război au participat și 12.500 de moldoveni, dintre care 301 nu s-au mai întors acasă. Adică s-au întors acasă, cum am spus, în zicrii. Din raionul nostru au participat 140 de persoane, dintre care 10 tot au decedat, au căzut pe câmpurile de luptă. În anii aceia, cât a durat acest război în Afganistan, mii de mame se rugau lui Dumnezeu ca feciorii lor să întoarcă acasă vii și nevătămați. Vreau să mulțumim la toți participanții, la toate trei acestea, aș spune, războaie și evenimente, catastrofa de la Cernobâl, care tot au participat 19 persoane și din raionul Șoldănești. Și să vă mulțumesc pentru eroismul care l-ați depus dumneavoastră în timpul acela și cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să dau citire familiilor celor care au căzut pe câmpul de luptă. Vreau să le zicem Dumnezeu să ierte, să-i odihnească în pace pe Ursul Victor din Șoldănești, Ionco Vasile din Olișcani, Stăbilă Ion din Salcea, Rogozinski Alexandru din Șoldănești, Ștefârță Valentin din Cot, Bunescu Petru Cotiușenii Mari, Rus Sergei Vadu Rașcov și Lisnic Ion Răspopeni. Și cei 10 care au căzut în luptele în războiul din Afganistan, Rusu Alexei Răspopeni, botezat Ion și chirtoacă Vladimir Badrașcov, Iacobina Sergei Poiana, Grecu Fiodor Șoldănești, Stăvilă Vadim Chipeșca, Rusu Alexei Cușmirca, Potoroaca Anatol Cotijenii Mari, Palii Oleg Olișcan și Beschier Ion Dobrușa. În semn de recunoștință pentru cei plecați din viață, vă rog un minut de recolegere. Stimați veterani, experiența dumneavoastră este de mare folos pentru educarea tinerilor generații. Pentru
a învăța să-și iubească patria prin patriotism, devotament, curaj și bărbăție. De aceea să nu evitați chemările noastre când vă invităm la diferite manifestații cu tineretul, la așa numitele sărbători, aș spune ziua recrutului, care se trece primăvara și toamna, ca prin exemplu dumneavoastră, prin experiența dumneavoastră, să îndemnăm pe acești tineri să facă, să fie demni ca Republica Moldova, într-adevăr, să devină un stat independent și suveran, ca să fie un stat european, pentru că și azi încă separatismul ia amploare. De aceea noi trebuie să facem ca dumneavoastră și toți ceilalți care vă înconjoară să devie, să trăiască o viață decentă în Republica Moldova. Vă mulțumesc încă o dată pentru ceea ce ați făcut și Dumnezeu să hodinească pe cei care azi nu sunt cu noi. Vă mulțumesc! Cine va dori în continuare să ia cuvântul, vă rog să ne spuneți sau să vă apropiați. Acum îl invit la microfon pe domnul colonel de poliție, Anatol Lisnic. Onorată asistență domnilor ofițeri, azi ne-am adunat aici cu toții pentru a aduce un omagiu celor care și-au pierdut viața, să zicem, la conflictele care au avut loc în Afganistan și conflictul de pe Nistru. S-au unit toate aceste trei sărbători în una, deoarece majoritatea participanților în Afganistan au participat și la conflictul de pe Nistru și la avaria care a avut loc la Cernobâl. Deci e de datoria noastră noi să le cinstim memoria, să acești care sunt lângă noi să-i onorăm cu prezența, cu cuvinte bune și ceea ce a fost să nu se mai repete. Eu vă mulțumesc pentru prezență, pentru colectivului, pentru că nu suntem indiferenți față de aceste persoane și vă doresc multă sănătate, succes și asta ce a fost să rămână în istorie și în trecut. Cuvânt se oferă domnului Andrei Bulat, participant la conflictul din Transnistria și războiul din Afganistan. Bună ziua, stimată audiență, stimați participanți la războiul din Afganistan și combatanți din Transnistria. Cu deosebită mândrie, astăzi vin și eu cu un mesaj de felicitare. Au fost clipe grele, știm cu toții, care am participat la război în Afganistan la 18 ani, să pleci într-o țară îndepărtată, cu alt stil de viață, cu alt stil, mod de trai. Și totuși am revenit la patrie, apoi am fost încadrat în rândul Armatei Naționale, unde am participat la război din Transnistria. Îmi pare foarte bine că putem astăzi, care mai suntem, și putem să facem ceva, să... De aceea vin cu un mesaj de felicitare față toți participanții, de familiile lor, să aibă sănătate, numai bucurii și la copii stimă, respect de la societate. Vă mulțumim! Slavă eroilor căzuți în munții Afganistanului și la apele Nistrului! Cuvânt se oferă domnului Vitalie Gârlea, liderul organizației teritoriale a participanților la războiul din Afganistan. Dragă audiență, astăzi, într-adevăr, ne-am adunat aici trei categorii de veterani la diferite acțiuni care au avut loc în diferiți ani și în diferiți țări. Noi ne unește una și aceea, fiindcă toate sarcinile, toate misiunile care au fost puse față de noi, noi le-am îndeplinit cu cinste, cu devotament. Cum s-a mai spus, la 15 februarie s-a împlinit 25 de ani de la retragerea contingentului limitat a trupelor sovietice din Afganistan. Însă și până acum, băieții care au luat parte la acțiunile acestea visează războaie, să văd chipurile camarazelor lor căzuți pe câmpurile din Afganistan. Totodată vreau să spun că aici s-a vorbit cât s-au căzut, n-a să mă repet, cât s-au luat parte la misiunile astea. Și
aici care au scăpat, care au viețuit, vreau să le doresc multă sănătate lor, la familiile lor, ca copiii lor, nepoții, să nu iei parte la așa acțiuni la care am avut noi parte de aceste conflicte. Totodată vreau să mulțumesc Consiliul Raional, domnul președinte Alexandru Rărischi, Consiliul Rășănesc, domnului primar Alexandru Tinică, pentru susținere, pentru ajutor acordat noi toată vremea când ne adresăm cu întrebare, cu ceva, niciodată n-am avut refuz. Toată vremea am fost ascultați, înțeles și ajutați. Așa că încă o dată mulțumim și mulțumim de audiență. Și noi vă mulțumim. Dacă cineva mai dorește să ia cuvânt, dacă nu, veți avea posibilitatea să facem acest lucru în Casa de Cultură, pentru că acum vă invităm să treceți organizat la depunere de flori. După aceasta vă rugăm și vă invităm să trecem în Casa de Cultură, unde va avea loc un concert frumos cu participarea artiștilor locali din Șoldănești și participarea ansamblului vocal instrumental al organizației republicane a participanților la război din Afganistan, unde vor cânta adevărații patrioți, băieții care au fost în Afganistan, care au luptat și care acum au format acest ansamblu. După aceasta vă invităm la o masă de pomenire a eroilor căzuți. Vă rog să treceți la depunerea de flori. Și cu ochii
Mulțumesc mult! Iar acum o piesă pentru toate mamele, pentru toți acei care s-au dus și nu s-au mai întors. Și poate și astăzi mamele așteaptă, poate undeva, poate cândva, se va întoarce feciorul drag.
Iar acum în scenă vine cu trei piese formația compusă din militarii care au participat la războiul din Afganistan, cu denumire Ecoul Afganistanului. Și invită plăcere să ne aflăm aici la dumneavoastră, la Șoldănești. Și aș vrea să zic că acea durere prin care a trecut acea generație atunci în Afganistan, acel calvar care a fost dezlănțuit nu din voia ostașului sau a ofițerilor, ce nu s-ar spune astăzi și cum nu ar fi judecați, vreau să zic că ostașii și ofițerii nu poartă nicio vină, ci din contră. Mă mândresc și pot să spun cu... să nu roșesc spunând că noi cei care am trecut prin Afganistan ne-am făcut cinstit datoria față de patrie și față de jurământul pe care l-am depus. Și credeți-mă, atunci când cunosc bine situația, evoluând foarte des prin instituțiile de învățământ,
De multe ori zic din jenă, copii, vă cădănăm celui care spune ce ar însemna pentru el noțiune de patrie cu un disc CD al formației noastre. Și mi se rupe inima atunci când văd că nu se ridică niciunul. Oare e atât de greu să spui că patrie ar însemna locul unde te-a născut și crește? Regret mult, dar cred că noi, nu vă supărați astăzi, am început să avem alte valori. Am început să ne fugărim după materială, cât mai mult să avem material și prea puțin ne gândim la sufletul nostru. Și cred eu că noi cei care am trecut prin Afganistan, mă adresez fraților mei care sunt aici în față, celor care au trecut prin Transnistria, fiindcă foarte mulți din acei băieți care au trecut Afganistanul, au trecut și războiul de la Nistru. Și celor care au trecut prin Cernobâl, ăștia sunt oamenii care prețuiesc viața cu altă valoare, cu alt preț. Sunt oamenii care știu ce ar însemna această viață și cât costă ea. De aceea am zice că cred că ar fi bine dacă noi am învățat ca copiii noștri, nepoții sau nepoții noștri, să prețuiască așa valori precum sunt cinste, onoare, datorie, bărbăție, dragoste față de patria sa. Iar atunci când noi eram în Afganistan, dragii mei, cel mai mult pentru noi se rugau, plângeau și ne așteptau de sigur cine? Mamele noastre. De ce permiteți-ne și nouă să aducem o lucrare mult prea mult, mai tristă poate, dar vreau să vă aduc la judecata dumneavoastră o lucrare care am numit-o convorbire unei măicuțe la mormântul ficiorului ei. Простите меня за то, что рассказ будет грустный, но не в силах себя я все это так долго держать. Расскажу я вам, как обелиск под березкою грустной омывала слезами своими солдатская мать. По щекам ее бледным катились горькие слезы. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Положила она на могилу алые розы. В тишине прошептала, чуть слышно, ну, здравствуй, сынок. Здравствуй, миленький Сашенька, здравствуй, любимый сыночек. Я пришла к тебе, слышишь, пришла к тебе, мама твоя. На могилу упал и березовый желтый листочек. Словно сын отвечал, здравствуй, милая мама моя. С фотографии скромность гранитной плиты обелиска. На маму смотрели спокойные сына глаза. Над могилой березка склонила веточки низко. Скатилась росинка, зашумела от ветра листва. Ты знаешь, сынок, я как прежде живу в ожидании. Я не верю, мой мальчик, что ты не придешь никогда. Каждый день мы с отцом тебя, миленький Сашенька, ждали.
Но глаза ты закрыл на афганской земле навсегда. Прошло время, сынок, и вышла замуж весною. Твоя девушка, что у нас по соседству жила, и при встрече со мной сказала она со слезою: твоим именем Сашенька сына она назвала. Ну что ж, до свидания, сын, спи, мой мальчик, спокойно. Солдатский ты выполнил, Саша, свой долг до конца. И знай, мой родной, в моем сердце всегда ты со мною. И в глазах ее снова блеснула, ой, слеза. Мое сердце дрогнуло, как лепесточки у розы. Подошел я к могиле и рядышком с матерью встал. По щекам моим влажным катились горькие слезы. И в душе своей молча я проклял кровавый Афган. Будем помнить всегда материнские горькие слезы. И потомкам своим расскажем про эту войну. Не забудем и тех, кто заставил пролить эти слезы. Пусть их души горят в ярком пламени в страшном аду. Вечно жить в нашей памяти будут ровесники наши. Печи души вселились в белых больших журавлей. И примите поклон от нас, мамы, солдат наших павших. И знайте, что много отныне у вас сыновей. И примите поклон от нас, мамы, солдат наших павших. И знайте, что много отныне у вас сыновей. Asta se întorcă de vacanță. Turnați într-un pahar pe jumătate 100 de grame de vodcă, de rachiu. Puneți-o bucățică de pâine și aprindeți o lumânare. Lăsați-o să ardă. Să ardă până se va termina. Și credeți-mi, cei care nu s-au întors vor simți că noi nu am uitat de ei. Și vor înțelege că noi am rămas oameni. Vreau să vă rog că printr-o minută de reculegere să-i pomenim și să cinstim memoria celor care nu s-au întors din acele trei conflicte. Говорят те, кто не вернулся, то звук частицы тишины, то легко ради не проснулся от необъявленной войны. Давай не чокаясь, ребята, давайте молча и до дна. За офицера, за солдата, кого взяла к себе война. Давайте молча и до дна.
за офицера, за солдата, кого взяла к себе война. Давай за тех, кто не вернулся, кто шел частицей тишины, кто лег в горах и не проснулся от необъявленной войны.
забывай, не скупись, старшина. За победу пить глупо, давай, что вернулись живыми. Pentru toți cei care atunci au apărat integritatea țărișoarei noastre, Moldova, și pentru cei frați, 44 de băieți care au trecut prin Afganistan și cu regret nu s-au întors de la Nistru, să ținem minte că ei au făcut tot ca noi să trăim sub un cel senin. Deci ei merită să iubim această țărișoară, fiindcă e noastră, Moldova noastră. Moldova, țară de cuprință, și ochii tejilor strămoși, ești țara noastră neînvință, țară de șoci și frumoși. Ești țara noastră neînvință, țară de șoi și vin frumos. Scutul țării sunt ficiorii, ce au trecut prin foc și scrum, cu sânge ale tale glorii, le-au scris pe-al nostru mai străbun, cu sânge ale tale glorii, le-au scris pe-al nostru mai străbun. И этот день, как ударован нам судьбой.
Для нашей встречи очень рад. Я обниму тебя как брат. Давай на миг забудем боль былых утра. Соломочка, 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 соломочка. День как день, но он так дорог нам. Радость в нем с печалью пополам. Неспроста так часто по ночам нам не спится, дорогой ноча. Праздник наш поймут, увы, не все. По спине мандраж полуденной красе. Хоть давно не тянет, а крыс с плеча. Мысленно в Афгане мы, дорогой ноча. Салам бача, привет, родной, мы снова встретились с тобой. И этот день году дарован нам судьбой. Я нашей встрече очень рад, я обниму тебя как брат. Давай на миг забудем боль былых утра. Салам бача, салам бача. Саламбача, 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 саламбача. Привет, родной, мы снова встретились с тобой. И этот день году дарован нам судьбой. Салам Паншер и Кандагар, Кутуз, Газги и Чирикар. Все вспомним, брат, под перебор гитар. Салам бача, салам бача, салам бача, салам бача, салам бача, салам бача. Саламача, 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 саламача. Vin în fața dumneavoastră cu câteva melodii pentru a vă alina sufletele. Căci știm cu toții că întotdeauna cântecul a fost prezent la bine și la greu. Și unde știți, vă îndemn să cântăm împreună. Multe drumuri
Pădurea din preajma războiului, căci pădurile erau un loc de popas a nestașilor. Totuși nu putem trăi. Tuturor dragoste și pace în suflet.
și acum amintit cu mult parfum. O chitară cântă iar stelele pe cer apar. Dragostea o voi păstra pentru toată viața mea. Nici ce zici de pământ nu e o mai fericit. Când îmi spui că mă iubești sau când zic aș mă privești, totul este minunat. Eu nimic nu am uitat, dar și în acele seri port în sufletul și tău o chitară cântă iar stelele pe cer apar. Port în suflet și acum aminti. Stimați militari, dragi oaspeți, cu ultimele două piese în scenă revine formația care a știut astăzi să ne atingă de suflet, formația care ne-a ridicat cu toți în picioare, formația care a făcut pe fiecare militar astăzi să-și aducă aminte de prietenii care au căzut pe câmpurile de luptă și memoria cărora o pomenim astăzi. Deci, să-i întâmpinăm formația Ecoul Afganistanului. Dragii mei, cred că se merită mult de a o iubi. A iubi această viață, fiindcă știm că vine timpul când plecăm. Vrem, dorim noi sau nu, acest lucru. Se merită de a nu lăsa mâinile în jos și totdeauna de a lupta pentru această viață, indiferent care nu ar fi greutățile pe care le întâmpinăm pe parcursul ei. Și cred că cel mai mult se merită ca să rămânem oameni și să trăim omeniște pe acest frumos pământ. Deci, haideți să ținem minte, să iubim această viață și, iubind-o, niciodată să nu fim triști, fiindcă ea totdeauna este frumoasă. В том, что прошла та война, и что жизнь так прекрасна, что растает снега, не грусти о былом, и поймешь друг бача, что живешь не напрасно. Жизнь как Божий дар тебе, принимай. Накоплено в душе согревай. Оглянись вокруг себя, посмотри. Жизнь
прекрасно, друг бача, не грусти. Зеленеют луга, даже в зимний мороз, когда в запах цветов окунешься всецело. Постарайся, бача, в окружении грез сбросить тяжесть оков, чтоб душа опьянела. Жизнь, как Божий дар, тебе принимай, что накоплено в душе согревай. Оглянись вокруг себя, посмотри, прекрасно, друг бача, не грусти. Среди старых друзей, как подарок бача, сразу станет теплей, как лишь только с друзьями. Быстротечно сильней, не теряйте себя ради жен и детей, кто всегда рядом с нами. Жизнь, как Божий дар, тебе принимай, что накоплено в душе согревай. Оглянись вокруг себя, посмотри, жизнь прекрасна, друг бача, не грусти. А когда память вновь вдруг сожмет твою грудь, значит, там за рекой ты служил не напрасно. Не забудь про любовь, ветер даже снесут, будоражит пусть кровь, лишь мечты о прекрасном. Жизнь, как Божий дар, тебе принимай, что накоплено в душе согревай. Оглянись вокруг себя, посмотри, жизнь прекрасна, друг бача, не грусти. Sunt de bucură și că v-a plăcut, fiindcă această lucrare anul trecut în orașul Orjonikidze a deținut medalia de aur al festivalului Pireval. Mulțumim mult și, dragii mei, vreau să spun că această întâlnire a fost posibilă domnului primar de Șoldănești. Eu vreau să mă închin în fața dumneavoastră și în fața tuturor celor care au organizat această întâlnire. Haideți să purtăm recunoștința și plecăciunile noastre față de cei care ne primesc așa cum suntem noi. În primul rând, într-al doilea rând, se străduie și ne ajută atunci când avem nevoie, pun o mână de ajutor. Și, desigur, dacă domnul primar a dat o idee extraordinar de bună că ar multiplica CD-ul formației noastre și ar fi prin instituțiile de învățământ. Domn primar, eu vă rog foarte mult și eu vreau să vă mânez acest CD. Se poate spus multe cuvinte despre patrie, dar vreau așa într-o singură frază. Patria suntem noi toți, mai ales dumneavoastră, acei care v-ați jertfit, care ați apărat acest teritoriu, care ați dat dovadă de curaj, de devotament. Vă mulțumim frumos! Mulțumim și noi pentru susținere și vreau să vă zic, sănătate, bunăstare, pace,
dragoste, noroc, baftă și, desigur, liniște sufletească și totdeauna un cer senin. Și ultima lucrare, o lucrare bine, prea bine cunoscută, a unui foarte bun prieten al meu, care îi spune Iurie Sadovnic, atunci când l-am întrebat dacă ar da acordul să-i fac un remix, a zis, da, Ioane, numai să sune numai prost ca la mine. I-a plăcut, sper să vă placă și dumneavoastră. Cântați împreună cu noi. Pace e ceva sfânt. Și dacă v-am plăcut cât de cât, vă suntem foarte recunoscători. Sănătate! Thank you.
ansamblu de dans popular Moștenitorii, conducător Iena Pânzare. Stimați militari, dragi oaspeți, și finisăm această sărbătoare pe o notă lirică, fiindcă în scenă vine Șveț Eugen cu poezia Lecție de geografie. Pentru cei care au dat dovadă de curaj, stoicism, devotament și dragoste față de patrie. Eu nu eram eminent la geografie, căci medic visam de mic să devin. Vroiam ca durerile omului toate, cu mâna, cu sufletul meu să le alin. De aceea, de m-ar fi pus printre a zecea, să caut Afganistanul. Întâmplător, de harta politică a lumii pestrițe, precis că l-aș fi căutat mult ușor. Să-mi fi prezis pe atunci cineva că, peste mai puțin de jumătate de an, eu voi studia pe teren geografia acestei țări cu numele Afganistan. Zău, n-aș fi crezut niciodată, căci nu aveam pe aici ce căuta. Nu cunoșteam în țara asta vreo fată, deci nu avea cine mă aștepta. Dar iată, m-au dus de acasă departe, fără să-mi trebuie de maică de vrea, fără să-mi trebuie de bunul meu tată și fără pe mine de a mă întreba. Mi-au dat automatul drept carte de vizită. Deși visez și aici la stetoscop, ne-au spus că avem în țara o misiune sfântă și un nobil scop. Să apărăm afganii de afgani, pe cei din țară de refugiați, să apărăm părinții de feciori și pe feciori să-i apărăm de tați. Da, eu învăț sintez geografia unei țări de Moldova atât de departe. O învăț pe câmpuri și pustiuri aride, ci nu pe hartă sau fila de carte. Arma, automat, ca arătător îmi servește. Cu ea indic către nord, est, vest, sud, când focul de jur împrejur ne încercuiește, când ne strigăm mamele, iar ele nu ne aud. Nimic nu este mai presus decât onoarea și respectul pe care trebuie să-l aducem soldaților. Acești oameni și-au pus viața în pericol. Și-au pus-o în pericol pentru a reprezenta cu cinste Republica Moldova și pentru a apăra această patrie, această țară. Dragi militari, stimați oaspeți, vă doresc sănătate, vă doresc să țineți minte prietenii cu care ați luptat și nu uitați ce a spus domnul Ion astăzi. Să turnați pe jumătate în pahar, să prindeți o lumânare, să puneți o bucată de pâine deasupra paharului, ca cel care a căzut pe câmpul de luptă să vină și să țină în minte că dumneavoastră îl aveți în suflet. Vă mulțumesc, o zi bună în continuare! Acele triste evenimente din istorie au fost motiv de inspirație pentru Ion Țurcanu și colegii lui, care în 1987 au fondat trupa Ecoul Afganistanului. În piesele lor, artiștii descriu momentele prin care au trecut. Afganistanul, practic, este o durere a celor care au trecut prin Afganistan. Este o durere, zic eu, comună întregii societăți, fiindcă, cu regret, au decedat, au rămas mulți băieți tineri care au să zacă pe pământ străin în Afganistan. Băieți care ar fi putut să fie alături de cei dragi, ar fi putut să aibă familii, să-și crească copii, nepoți, dar poate chiar și strănepoți să-i mai aibă. Dar cu regret nu s-au întors la vatră. Un singur lucru este cert, că atunci ostașii ofițerii nu purtau și nu poartă nicio vină de acel război. Și eu totdeauna o spun și din scenă și acum pot să o spun totdeauna cât o pot spune, că noi nu purtăm nicio vină și cinstit, da, cinstit, nu mi-este rușin să spun aceasta, cinstit ne-am făcut datoria de ostaș atunci la acel moment. Dar acele clipe care au fost, știți, de multe ori îmi dau seama că atunci în Afganistan cu mult mai mult zâmbeam, visam la acea viață, sete de acea dragoste de viață, fiindcă eram tineri, eram mult mai tineri. Iubeam, tindeam și visam la cea zi când o să ne spună că plecăm acasă, că s-a terminat serviciul în termen acolo în Afganistan. Și să zic sincer, eu personal și cred că nimeni dintre mei nu regretăm pentru de ceea ce a fost. A fost ceea ce cred că a dat Domnul să fie cu fiecare dintre noi. Este bine că ne-am întors vii acasă, cu toate că sufletește, fizic, sunt răni, sufletul este poartă o durere și o purtat-o de una după acei băieți care au rămas. De ce? Ce îți poți aduce aminte? Să zic că
Este o bucurie, nu aș putea să o zic. Dar încă o dată spun, cinstit, datoria față de patrie, față de jurământ, noi l-am făcut, atunci gândesc că așa cum a trebuit să-l facem. Eu nu spun cu supărare pentru cei care sunt mai în vârstă, nu. Fiți mai înțelepți, mai ingenioși, faceți ca să prospere țărișoara noastră, Moldova, dar totdeauna țineți minte că pentru ca să ai un viitor, este nevoie să păstrezi trecutul. De aceea aș vrea să vă zic sănătate, baftă, mult noroc și dea Domnul ca soarele totdeauna să sclipească pe un cer senin și numai senin. Lidia Grecu își amintește cu durere cum și-a petrecut fiul la război. Patria i-a luat ce i-a dat Dumnezeu. L-am petrecut de 20 de ani la armată și a slujit un an și 5 luni și ne l-a adus în sacră. Și azi am 73 de ani și singur, fără nici o ajutură. Plâng toate drumurile și asta e tot. Am avut și o fată și a murit de 37 de ani. Eu am rămas doi copii și i-am crescut. Să nu se mai repete război niciodată. Măcar nepoții mei și strănepoții damonul să străiască în pași. Și țara noastră, o țară suverană și apărată. Dar tare mă tem. Că nu văd ce se face pe la chef, pe la apă. Nu pot dormi noapte. Să ușii de lume nejinovată. Doresc la tăi sănătate și asta e cei mai scump. Este pentru prima dată când participanții celor trei evenimente își comemorează în comun tovarășii căzuți la datorie.